aceste oportunități, în ce măsură va fi afectată populația din zonă, pozitiv sau negativ? What are these opportunities and to what extent will the local population be impacted positively or negatively? Și pentru reprezentanții delegațiilor române și americane, în cât timp va fi operațională baza de la DVS? When will the air base of DVS become operational? În primul rând, legat de data la care baza va deveni operațională, precizez că, în conformitate cu planul care a fost anunțat în septembrie 2009 de președintele Obama, site-ul din România, site-ul din localitatea de Veselu, va deveni operațional la orizontul anului 2015. First, in what concerns the date when the site will become operational, according to the plan announced in September 2009 by President Obama, the site in the Veselu will become operational in 2015. În ceea ce privește siguranța sistemului, aici colegii americani vor spune foarte multe detalii legate de acest aspect. Nu există niciun fel de pericol pe care să-l implice această activitate care se va desfășura în baza românească de la Veselu pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea oamenilor. De altfel, există, există locații similare care au funcționat și în Statele Unite vreme de zeci de ani de zile, unde personalul își desfășoară activitatea fără niciun fel de probleme în ceea ce privește sănătatea sau protecția mediului. De asemenea, colegii americani vor putea pune la dispoziție date cu privire la modul în care funcționează acest sistem antirachetă Standard Missile 3 pe navele Aegis, nave unde o lungime de 200 de metri și o lățime de 20 de metri trăiesc zeci de persoane în proximitatea acestui sistem, fără niciun fel de probleme legate de, de sănătate sau orice fel de alt tip de problemă care ar putea să afecteze persoana care operează sistemul. Deci, cu atât mai mult zonele din jur. In what concerns the safety of the system, our American colleagues can offer you further details and can assure you that there is no danger either for the environment or for the health of the population living nearby. Also, there were similar locations in the U.S. where personnel have been working for dozens of years and there were no dangers to their health or to the environment. Our American colleagues can offer you information also about the way in which SM-3 missiles on Aegis ships work. And you can find out that they have been working on these ships for, dozens of people have been working on these ships for years and there were no problems or no dangers for their health or other problems. Safety is very important when fielding ballistic missile defense systems, not only for the people that operate them, but for the surrounding population. I would remind you that the radar and the interceptors were originally designed for and are currently operated on more than 20 United States Navy ships, for which the Navy crew resides on a vessel that is less than 200 meters long by 20 meters wide, on which the U.S. Navy crews both live and work. The United States runs a facility in the United States to train the radar operators on a very similar Aegis radar, and this facility is within a much more densely populated area than the jointly selected site in Romania. Safety considerations for both the United States operators and the surrounding population were an important component in the United States and Romanian decision to select the current site. Vă pot asigura că operarea acestui sistem se poate realiza în siguranță nu doar pentru cei care lucrează cu sistemul, ci și pentru populațiile din regiune, din zona în care se află baza militară. În Statele Unite, de altfel, există peste 20 de nave unde echipajele lucrează, nave mai care nu au o lungime mai mare de 200 de metri sau o lățime mai mare de 200 de metri, iar în aceste cazuri sistemul de rachetă nu a pus absolut nicio problemă
pentru sănătatea acestor persoane. De asemenea, în Statele Unite există baze unde personalul se antrenează pentru folosirea sistemului Aegis, însă nici acolo nu mai există probleme, deși acestea sunt situate în apropiere de localități. Mult mai dens populată decât zona în care va fi amplasat acest sistem în România. De altfel, dacă îmi permiteți, unul dintre criteriile pentru alegerea locației a fost o anumită distanță de siguranță față de cele mai apropiate localități. Petre Nichita, Antena 3. O întrebare pentru ambele părți, și pentru doamna subsecretar și pentru domnul secretar de stat. Petre Nichita, Antena 3. A question for both sides. În timpul negocierilor s-a discutat cumva și despre obținerea altor avantaje pentru România, în afară de avantajele de securitate, cum ar fi, să spunem, știu eu, o ușurare a condițiilor de obținere a vizelor pentru cetățenii noștri? During negotiations, were there other terms discussed other than national security, such an exemption of visas for Romanian nationals? Dacă permiteți, am să răspund eu la această întrebare. Vreau să spun, da, în început, că parteneriatul strategic cu Statele Unite este un parteneriat extrem de matur, extrem de solid. În cadrul acestui... If you allow me, I will answer this question. To start with, I would like to mention that the strategic partnership between the US and Romania is a very mature and a very solid partnership. Și în cadrul acestui parteneriat discutăm foarte multe aspecte. Avem o relație consolidată în plan securitar, în plan militar, în plan politic. Within this partnership we discuss various aspects, security, military and so on. Dar în același timp avem o cooperare pe care o dezvoltăm în mod intensificat și în alte domenii, economic, din punct de vedere cultural, din punct de vedere educațional, din punct de vedere al relațiilor people to people. Nu se pune problema ca într-un proces de negociere de acest gen, să spunem, iată, facem un târg. Noi votăm o anumită locație, dumneavoastră ne dați vizele. Also, we are developing a very good cooperation in other fields such as economy, culture, education, people-to-people relations. And there is no possibility, there is no way in which we would actually use such a trade, so to speak, in such a partnership. We offer you a location and you offer you visas in exchange. Ceea ce pot să vă spun este că în cadrul acestui parteneriat strategic cu Statele Unite, care se dezvoltă din ce în ce mai mult. What I can tell you is that in this ever developing partnership with the US, care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Practic și chestiunea vizelor este o chestiune pe care o discutăm la fiecare întâlnire bilaterală la cel mai înalt nivel. We discuss this issue of visas in every bilateral meeting we have at the very highest level. Și împreună depunem eforturi, împreună. Ambasadorul Wittgenstein poate să depună mărturie în acest sens, pentru a reuși să îndeplinim cât mai repede condițiile care sunt necesare pentru ca românii să călătorească fără vize în Statele Unite. Repet, este o prioritate pentru Ministerul Român de Externe și pentru celelalte instituții ale României. Și de asemenea, este o prioritate, așa cum vă va asigura și partea americană, și pentru Statele Unite. And together we are working on meeting these conditions, and in this respect Ambassador Gizensin can offer a testimony, so to speak. We are making efforts to meet all these criteria in order to allow Romanian citizens to travel to the US without visas. I can assure you that this is a priority of the Ministry of Foreign Affairs and of the other Romanian institutions, but I also can assure you that it is a priority of the US. Vă mulțumim frumos. Ultimele trei întrebări. Vă rog. Să ne mobilizăm cu aici, vorbim ca să respectăm programul. Mulțumesc frumos. Întrebare foarte scurtă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, dar s-a încheiat competența. Dacă oficialii mai doresc să... Vă rugăm, doamnă. E presa locală, suntem interesați. Bună ziua, Elena Ionescu, Gazeta Nouă. S-a vorbit despre riscuri și s-a pus accentul pe riscurile privind afectarea mediului înconjurător. Dar eu vă întreb, s-a luat în calcul
orice alt risc, există așa ceva și aș mai avea totuși o întrebare, câți militari americani sau cât personal român care va fi numărul celor care vor lucra acolo? Mulțumesc. You talk about threats of various types, such as the threats to the environment, but there was no talk of any other threats. And my first question, are there any other threats regarding the program and the deployment of the missile system? And the second question is, how many U.S. military personnel, how many Romanian U.S. Romanian military personnel will work on the base? Ceea ce putem să vă spunem în acest moment este că, din punctul de vedere al părții române, deci din punctul de vedere al părții americane, amplasarea acestui sistem pe teritoriul României nu diminuează, ci din potrivă, sporește consistent siguranța, securitatea națională. Din acest punct de vedere, avem în vedere, sigur, toate măsurile de protecție necesare care sunt standard și pe care le stabilim împreună în relații dintre agențiile române și americane competente. There are three phases to the final deployment of the site. The first would be the design and planning. That will include a small amount of Americans and others that will be working here. The second phase would be the construction. That would also include perhaps 100 plus Americans here. And then the final deployment, we expect in general that we anticipate that the U.S. military unit would be less than 200 people. Mulțumim, mai sunt întrebări? Legat de acest subiect scurt, tot presa locală, Gazeta Ultimii, Gazeta Ultimii, domnul Scupau, legat de acest subiect, abia dacă au fost informați, pregătiți oamenii din zonă, din județul Oltă, legat de acest aspect deosebit și ce intenționează în perioada următoare pe această linie, de a cunoaște ceea ce se va întâmpla acolo. The question was whether the local community was informed of the program and its implications and whether something else will be done in the future to make sure the local population is being informed. Yes, the local authorities were informed. Autoritățile locale au fost informate. De altfel, cred că atât domnul prefect cât și domnul președinte al Consiliului Județean vă pot informa cu privire la acest aspect. Iar în perioada următoare, desigur că vom spori viața de comunicare publică. Faptul că am fost, să spunem, un pic mai discreți până în acest moment, se datorează unor cerințe obiective legate de securitatea acestui proces și, sigur, de necesități operaționale, să spunem. Cred că domnul președinte al Consiliului Județean ar putea să vă spună mai multe legate de consultarea pe care au avut-o. Ultima întrebare. Vă rog frumos. I can assure you that the prefect and the president of the county council were informed about this. In the upcoming period, we will have more public communication on this topic. I can assure you that up to now we did not speak too much about this for objective reasons related to the safety of the process. În primul rând, ca președinte al Consiliului Județean, să spun și eu încă o dată oaspeților noștri din Statele Unite, bine ați venit în județul Oltenia și ne bucurăm că sunteți astăzi aici. Vreau să informez presa, a fost consultații ieri la ora 19:30, domnul președinte Băsescu, președintele României, am avut o întrevedere cu dumnealui, eu ca președinte al Consiliului Județean, domnul prefect, primarii din zonă, ne-am consultat pe această temă, toată lumea și-a dat acordul până la urmă, asta e foarte important. În rest, celelalte etape le vom pregăti în timp, pentru că, așa cum spunea domnul ministru, toate aceste lucruri vor dura până în 2015, deci va fi pas cu pas. I can tell you that last night at 7:30 p.m. I had a meeting with President Băsescu, also with mayors of nearby cities. Everyone, what is most important is that everyone agreed on this project. And of course, we will prepare the other details in the upcoming period. Ultima întrebare, vă rog. Bună ziua,
Roxana Brădășel, ProTV. Mă interesează, atât pentru autoritățile române cât și americane, o întrebare. La ce costuri se ridică întreaga investiție? Cât va suporta România? Cât va suporta... Question for both sides. What is the overall amount of the investment and how much will be paid by the U.S., how much will be paid by Romania? Aegis for the United States and Aegis Ashore, which is the name of the facility there, is $400 million plus the cost of the missiles. And it's about $20 million a year to operate. The system Aegis costă în total $400 million plus $20 million anual operare, dar asta nu include rachetele propriu-zise. The United States pays all of those costs, and the cost of Romania is the opportunity to conduct our operations here and host our site and provide security. But the United States pays the cost in which I just referred to. Statele Unite plătește integral toate costurile pe care le-am deschis mai devreme. Nu există costuri pentru guvernul român în această privință, în afară de ocazia de a găzdui acest sistem și de a fi asigurată securitatea națională a României. Vă mulțumim pentru prezență.